Da, începem partea a doua a emisiunii cu două știri legate de municipiul Buzău, una caldă, una rece, zice eu. Motive de satisfacție, de bucurie, chiar pentru domnul primar Constantin Boșcodeală, referitor la bugetul municipiului Buzău pentru 2014. Este un lucru destul de interesant aici, un lucru bun, lăudabil, a zice eu, pentru municipiul Buzău, și cred că puțin buzoieni știu acest fapt, că noi buzoienii sau noi locuitorii municipiului Buzău suntem pe locul 5 în țară în topul orașelor cu cea mai mică inflație, cu cea mai mică rată a șomajului. Doar 1,8% dintre buzoieni sunt șomeri și ăsta este un lucru deosebit. Haideți să urmărim acest material și revenim apoi cu comentarii. Buzăul este pe locul 5 în țară în privința banilor atrași de municipalitate din impozitul pe venit. Primarul Constantin Boșcodeală este foarte mulțumit de bugetul orașului pentru 2014, chiar dacă taxele și impozitele rămân nemodificate. Explicația principală e legată de faptul că locuitorii au locuri de muncă, iar șomajul în municipiu este de doar 1,7%. Taxele și impozitele la ține la fel. Eu vă spun că bugetul nostru este foarte bun la nivelul municipiului. Buzău. Deci, bugetul nostru se menține, să știți, pe două componente de bază. Impozitul pe venit, 1,7 șomaj pe municipiu, contează. Noi avem impozit pe venit, să știți, la nivelul numărul 5 în România și față de regiunea de sud-est, poate Constanța să fie, poate, dar nici acolo. Deci impozitul pe venit. Primarul are motive de satisfacție și pentru că angajații din primărie au reușit să atragă importante fonduri europene. Și cea de-a doua, fondurile europene atrase, care sunt în sumă destul de mare, chiar dacă o mare parte din sumele atrase de mine ca fonduri europene s-au dus în județ. Dar eu mă bucur că până la urmă e foarte important ca și în județ lucrurile să fie la fel de bine ca municipiu. La capitolul cheltuieli, municipalitatea direcționează cei mai mulți bani pentru subvenția la energia termică. Cel mai mult mă afectează, să știți, subvenția la energie termică, dar nu cred că putem renunța la ea, pentru că la sistemul de distribuție energie termică în sistem centralizat au rămas, de fapt, cei fără venituri și nu poți acum să reduce subvenția sub nicio formă, asta este cea mai mare cheltuială. Pentru 2014, primarul a promis că va cheltui sume importante din buget și pentru modernizarea cartierelor. Din păcate, deși a fost promisă buzoienilor de mai bine de 2 ani, marea asfaltare se lasă încă așteptată. Da, cum am văzut, motive de satisfacție pentru primarul Constantin Boșcodeală. Buzoienii au serviciu și, în acest fel, și bugetul primăriei Buzău este unul destul de bun pentru 2014. Am aflat, iată, suntem pe locul 5 în țară, din acest punct de vedere. Un lucru bun, domn profesor. Da, eu vreau să vă spun de la începutul emisiunii că în anul ăsta 2014 am venit la emisiune și voi mai veni cu intenția de a găsi laturile pozitive și de a mă abține atunci când ne întâlnim cu aspecte pe care altădată le criticam vehement. Pentru că efectul este contraproductiv. Sunt foarte mulți oameni care percep într-o lumină favorabilă realitatea din jur. Se vede după cum se manifestă și la vot în general și în alte împrejurări. Și atunci, dacă oamenilor le place, le convine și cei mai mulți trăiesc într-un climat economic și social normal, propice, n-are rost ca să mai vin eu sau altul care am altă percepție, dar o păstrez pentru mine și în dezbaterea publică de acum încolo am să spun că ne-a fost dat să trăim într-un oraș foarte bine administrat, cu oameni care au locuri de muncă, nu se vaită nimeni că nu găsește un loc de muncă, 1,7% este într-adevăr nesemnificativ procentul de șomeri în plată pe municipiul Buzău. Să știți că ne-am informat și la AJFM Buzău și am întrebat, da, dacă procentul prezentat de domnul primar e real și într-adevăr ni s-a... E real, dar cu precizarea aia pe care v-am făcut-o eu.
șomeri în plată. Cu aia care au ieșit din plată. Deci aia... acolo nu vreau, că am zis că discutăm numai, nu mai vreau să mai critic pe nimeni, că n-are rost să mă trezesc eu mereu gică contra. E bine, stimați-mă cetățeni, e frumos, vi s-a dorit și vi s-a urat să trăiți bine și iată că, din fericire, foarte mulți chiar trăiesc bine. Da, după ironia domnului profesor Mircea Costache, mergem mai departe. La capitolul subvenție la energie termică, lucrurile nu sunt întotdeauna foarte corecte. Din punct de vedere legal, da, dar moral nu. Pentru că sunt oameni cu venituri foarte mari, poate să câștige 70 de miliarde pe lună și îi se subvenționează căldura dacă nu s-a desfăcut de la sistemul centralizat. Și atunci politica asta de a-i stimula pe oameni să stea într-un sistem sau să nu iasă din altul, așa nu este întotdeauna fair play cu subvenționarea în orice condiții. Trebuie să vedem care sunt oamenii care se încadrează în lege pentru a beneficia de nu numai de ajutor la încălzire, și de subvenție. Dacă noi acordăm subvenție și oamenilor cu venituri foarte mari care stau numai de dragul de a-i ține la sistemul centralizat, ceva nu e în regulă. Au explicația cei de la primărie, mă rog, că a se face astfel de sondaje, să-i descoperi pe aia care au și pe aia care n-au. E o birocrație foarte mare. Nu trebuie să facă niciun efort. Se vede clar care sunt contribuabili și cu cât din municipiul Buzău, în funcție de fișa fiscală a fiecăruia la sfârșit de an, și ar trebui să știi care este procentul oamenilor care ar trebui să beneficieze de subvenție la încălzire și care sunt oamenii care își pot purta singuri de grijă fără să apese pe bugetul public. Da. După știrea asta, zicem, pozitivă legată de un buget îndestulător al municipiului Buzău pentru 2014, cum spuneam, trecem și la o știre negativă legată de primăria municipiului Buzău. Până la urmă, e legată și de noi toți și de traiul nostru. Din păcate, marea asfaltare care se tot prezintă de vreo 2 ani, dacă nu mai bine încoace, s-ar putea să se transforme în marea vrăjeală. Veți vedea în materialul următor și de ce. De aproape 2 ani, la Buzău se vorbește despre marea asfaltare, proiect care ar urma să ne scape de gropile din asfalt și să urce Buzăul pe locul întâi în țară în privința calității covorului asfaltic. În direct la Campus TV, viceprimarul Sebastian Radu a explicat de ce acest megaproiect s-a blocat, deși pentru el există finanțare. Nu s-au găsit 3 constructori care să intre într-o licitație, așa cum prevede legislația românească. Cu toții suntem nemulțumiți, și dumneavoastră, și noi, și domnul primar, din motive pur tehnice. Proiectul n-a mers mai departe, legislația prevede ca la aceste termene să avem cel puțin 3 ofertanți. Nu s-a întâmplat acest lucru, nu este vina noastră, pentru că este un proiect pilot în România. Nu mai există un astfel de proiect în România, nu avem un model asemănător. Se încearcă ceva asemănător la autostrada Comarnic-Brașov. Este același tip de parteneriat public-privat ce se încearcă și în municipiul Buzău. În martie, primăria Buzău va mai lansa încă o dată proiectul, în speranța că de această dată vor veni 3 firme interesate. În condițiile în care nu vom avea acest lucru nici la următoarea lansare a programului, va trebui să găsim o altă soluție. O altă soluție înseamnă asfaltarea străzilor și trotuarelor, ca și până acum, de către societatea primăriei Urbiserv sau alte firme locale, ceea ce înseamnă adesea lucrări de calitate îndoielnică și cu termene de garanție de maxim 2 ani. Da, și din păcate, dacă marea asfaltare nu va ieși nici la cea de-a treia strigare în martie, cum spuneam, din păcate, străzile și mai ales trotuarele municipiului Buzău vor rămâne în aceea stare, una nu tocmai bună în continuare. Din câte înțeleg eu, din spusele domnului viceprimar Sebastian Radu, nu s-au găsit 3 firme interesate de o astfel lucrare de amploare, dar și de anvergură, întinsă, din câte înțeleg eu, pe o durată de 10 ani, nu s-au găsit 3 astfel de firme interesate, deși există finanțare de la BERD. Un proiect, spunea domnul viceprimar, care nu s-a mai făcut până acum în România, un proiect pilot. Da, faptul că nu sunt firme doritoare poate să însemne câteva lucruri. 1. Firmele alea ale regilor asfaltului într-o țară fără asfalt și ale regilor autostrăzilor într-o țară fără autostrăzi, probabil că au antamate lucrări
și sunt pline cu lucrări în altă parte și nu îi mai interesează marele proiect pilot de la Buzău. Sau la înțelegere, că nu sunt mulți. Tu te aduci acolo, merg și eu, dar tu licitezi atât. La înțelegere, ți-o dau ție pe aia de la Constanța, iau tu pe aia de la Buzău, ți-o dau eu pe aia... Iau o paie, n-au o paie la altă. Noi știm cum se fac astea, că firmele nu sunt foarte multe. Asfalt Angii, Alde Cășuneanu, Umbrăresc. Și mai vin și eu cu a treia variantă, domnul profesor. Varianta în care oamenii ăștia și-au făcut calculele și nu prea li se pare convenabilă o astfel de variantă să lucreze și să asigure garanția lucrării efectuate pe o perioadă de 10 ani. Sigur că da. Poate să nu-ți convină termenul marele de garanție pe care ți le impune, poate să standardele de cost să nu-ți convină pentru că te-ai învățat. Și de calitate? Te-ai învățat să te numești Cășuneanu, să-i cumperi copilului tău Veyron de 1.700.000 de euro mașină. Așa, și s-au învățat la mult și probabil că ceva nu le convine. Să poate și așa. Sau se abțin până la un moment dat ca să mai coborâm din pretenții și atunci să vină. Pot fi și manevre de acest gen. Domnule, până faceți demersurile, că la prima strigare nu s-a venit, știți că se poartă și la o licitație. Negocieri. Se scade valoarea, se renegocia cu 25% sau cu 1%. Și ajungem undeva unde să fie împărțeala bună, rentabilă la sfârșit și pentru mine și pentru tine și pentru noi. Ați văzut lucrarea asta de pe Cuza Vodă, am văzut că se uită oamenii toată ziua la panou ăla acolo și trec și bărbați și femei și se uită așa. Pe unii i-am întrebat de curiozitate, că am văzut că stau mai mult așa. Domnul, ați înțeles ceva de aici? N-am înțeles, domnule. Ce n-ați înțeles, domnule? Domnule, scrie acolo drumuri. Care drum, domnule, pe Cuza Vodă? Scrie acolo stații de transport. Care stații de transport, domnule? Zic, vedeți că este integrată cu alte elemente și mai departe. Ce lăsați că ne-am săturat de ei, ca de merii pe dureții. Da, mă rog. Da, înscriu unii, unii nu s-au săturat. Nu. Înscriu un telespectator, ghinionul nostru sau norocul urbisului, dacă nu se va face nici la strigarea din martie? Depinde ce va scrie pe spatele muncitorilor care vor lucra, pentru că cei care lucrează pe Cuza Vodă nu scrie nimic pe ei, sunt anonimi. Altdată vezi, firma Cucu, știe cui sunt. Câteodată au și combinizoane de rezervă fără identitate ca să, știu eu, să nu fii foarte curios cine execută lucrarea. Bun, încă două aspecte vreau să mai reliefez vis-a-vis de acest subiect, domnul profesor. În primul rând, iată că se poate să fi fost duși cu zăhărelul, da? 2-3 ani de primar și mă rog ceilalți, da? Spunându-ni se că iată, stați liniștit că vine acum mare asfaltare și mi-aduc aminte de o mulțime de emisiuni ținute aici cu domnul primar, cu domnul viceprimar, suna lumea, domnule, pe ce stradă stați? Pe strada Clujului, s-a uitat domnul viceprimar, da, sunteți aici la mare asfaltare, stați liniștit că se rezolvă, când începe mare asfaltare, prima dată venim la dumneavoastră pe strada Clujului, mai trec 5 minute, sună altele spectatori, tu, eu pe strada Arieșului. E ok, stați aici. Uite, s-ar putea să ne fi luat toți o mare țeapă din punctul ăsta de vedere. Dacă nu iese nici în martie, ajungem tot la băieții de la Urbis. Aveau evidențe și cu străzilele care au fost date drept asfaltate și nu au fost asfaltate niciodată? Aveau și nu era nicio problemă, pentru că spuneau, chiar dacă nu s-au asfaltat niciodată, de data asta se rezolvă. Vine mare asfaltare și cuprinde așa tot orașul și vom fi pe locul 1 în țară. Da, dar alea care au fost date asfaltate au fost date și încasate. Și cu banii dați. Da, sper eu să mi-o fur eu, ca să zic așa, da, și în martie să se semneze documentele, nu știu, în aprilie să înceapă lucrările, da, și cei de la primărie să iasă așa cu pieptul în față. Uitați, domnule, că am făcut și lucrul ăsta. Ultimul care mai rămânea de făcut, ultimul lucru important care mai rămânea și de făcut în municipiu. Și să le dăm satisfacții unora dintre concetățeni care ne spun: lăsați, domnule, că tot au mai făcut ceva. Da, și e bine, da. Haideți să mai citesc un mesaj. Dacă erau alegeri lunar, aveam cu siguranță un oraș asfaltat impecabil. Da,
țin să-i dau dreptate telespectatorului. Bun, mergem mai departe. De la asfalt trecem la usturoi, mai exact despre evaziune fiscală cu miros de usturoi. Vreo 2 milioane de euro au identificat pagubă polițiștii buzoieni. Și mai e un lucru interesant, ni se prezintă și adesea cumpărăm usturoi neaoși cu eticheta usturoi de Râmnicelu, da? Când el este cumpărat din, nu, din Spania, din de Spania? Data asta. Haideți să vedem materialul. În această dimineață, peste 200 de polițiști au făcut 45 de percheziții la Râmnicu Sărat, Râmnicelu și Boldu. Oamenii legii aveau informații că mai multe persoane au cumpărat legume, în special usturoi, din Spania și Olanda la prețuri foarte mici în acte, apoi vindeau marfa în piețele din România la prețuri foarte mari, pe care însă nu le menționau în documentele contabile și pentru care nu au plătit impozit statului. Vânzătorii de usturoi s-au îmbogățit în acest fel, valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat fiind estimată până în prezent la peste 2 milioane de euro. Cu ocazia descinderilor din această dimineață, oamenii legii au ridicat peste 350.000 de lei și aproximativ 17.000 de euro de la suspecți. 44 de persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, iar împotriva a 4 dintre suspecți a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. 4 dintre suspecți ar fi realizat achiziții de legume din spațiul intra... Da, n-aș fi crezut că se pot face asemenea averi și din simplu comerț cu banalul usturoi, dar din câte am văzut din această știre, 2 milioane numai paguba pentru că nu s-au plătit taxele către statul român. Și un alt lucru remarcabil la această știre, iată că nu mai putem fi siguri absolut nimic, iată până și brandul ăsta al usturoilor de Râmnicelu a fost falsificat și tocmai ce discutam în această dimineață cu o colegă de la știri vis-a-vis de trufandalele românești care ar fi apărut pe piață în această zile sau în piața buzoiană din această perioadă și eu chiar am venit cu remarca asta, dar de unde avem noi garanția că trufandalele respective au ieșit din serele țăranului buzoian? Iată, se dovedește că cred că am avut dreptate. În general, în ultima vreme, consumăm ceapă verde, ridichi de lună, salată verde, în mare măsură din afară, aduse din afară. Se și cunosc pe tarabă exemplarele care sunt produse în țară, mai strâmbe, mai contorsionate față de cele ca lumânare, așa drepte, refer la ceapă verde, zici că e făcută la strung. Și măsurată cu șublerul. Deci suntem în următoarea situație. Spune Curtea de Conturi a României că avem 40 de miliarde de euro evaziune fiscală pe an, că un miliard de euro numai în Port Constanța pe lună reprezintă evaziunea fiscală și noi ne împrumutăm la FMI 4 miliarde. Am ajuns România din cauza că se intră cum se intră la vamă și se iese cum se iese pe cealaltă vamă cu produsul din România, România o mare exportatoare de banane. Înțelegeți? În actele oficiale. Așa că ce să ne mai mire afacerea cu usturoi? În general, afacerea cu legume, fructe de import produce o gaură în bugetul de stat al României, degeaba imensă, degeaba Yang mai încărcat când și când cu elicopterele ca să-și plătească polițe unii altora pe acolo care s-au mai turnat, pe cei din vamă. Ați văzut că i-au cărat cu elicopterele? Ați mai auzit ceva? Nu, sunt înapoi. I-a întrebat cineva de ce au viloaiele alea din nefurile alea penibile de 15 milioane pe lună, vame și respectiv, pe toate vămile din țară, că fructele și legumele, usturoi și toate astea nu plonjează din cer, trimiși de Olanda cu vreun OZN. Ei intră pe la porțile de intrare în țară, prin vămi, și vame și știți că în limbajul cronicarilor, Vameșul era numit mitarnic. Mitarnic, dai mită ca să poți să treci vama. Deci a rămas ca la cronicari, ca din vremea lui Ion Neculce,
și Grigore Ureche, Mitarnicul a rămas tot Mitarnic și noi ne văităm că piața e plină de produse străine. Produsele pentru că se fac falsuri la intrarea în vamă, la preț în acte, în interior prețul crește fulminant, la ieșire iar avem o altă, cum vă spuneam, surpriză să constatăm că am ajuns exportatoare, România exportatoare de banane. Da, și vis-a-vis de comercianțe din piața centrală din Buzău, domnul profesor, au buzoienii, cumpărătorii buzoieni vreo modalitate pentru a verifica dacă usturoiul, nu știu, trufandaua respectivă e chiar făcut aici la noi? Nu, sau... asta numai piața poate să fie organizată cu sectorul produse autohtone, sectorul produse străine, sectorul comercianți, producători direcți care produc ei, comercianți de altă natură. Păi hârtia e ușor de pus, domn profesor, producător autohton, dar și ăla le cumpără hârtia tot din Turcia sau... Știu, dar el în piață vine printr-un, când închiriază tarabă, vine la o înțelegere cu firma de piețe Târgu Reboare, dar există și organe de control. Ca cetățeanul, consumatorul, să știe, așa cum scrie pe etichetă, obligatoriu, conține sulfat de glutamat, de carmin, nu știu de care, crustă de gândaci, coloranți, așa cum scrie pe alte produse, să știi și în piață dacă îți convine la preț să iei produsul de Olanda, de Belgia, de Spania, dacă e piața liberă, și produsul românesc. Da. Așa, dacă scriem toți românești, România peste tot, noi ne-am obișnuit. Dacă mai le cunoaștem de la 2 metri că mărul nu mai e românesc, ăla care nu e, că ceapa sau ridichile de lună sunt venite din Spania sau din Italia. Da, păi și cât nu s-or fi păcălit, domnul profesor, cumpărând așa din zona Râmnicu Sărada, usturoiul de Râmnicelu, când el era făcut la Hetafe. Și eu și dumneata am cumpărat din piață usturoi străin pe care scria Râmnicelu. Da. Mergem mai departe, mai avem o știre, din păcate una deloc optimistă, s-a dus dintre noi și un personaj deosebit. Eu am avut onoarea de a-l avea de două ori în emisiune la această masă, veteranul de război Petre Costea, abia ce împlinise 93 de ani. A fost înmormântat ieri în Cimitirul Eroilor, așa cum se cuvine, cu onoruri militare și, din fericire, a trăit să vadă satisfacția de a fi fost făcut general de președintele României tocmai în toamna trecută, prin octombrie, dacă nu greșesc eu. Haideți să vedem un material filmat de colegii mei ieri la Cimitirul Eroilor din Buzău. Gardă pentru onor înainte, prezent tot! Arm! Da, ați văzut și dumneavoastră acest material filmat ieri în Cimitirul Eroilor din Buzău. Cum se cuvine pentru un asemenea personaj, s-au tras acolo mai multe salve de pușcă. Petre Costea, general în rezervă, unul din ultimii veterani de război buzoieni care au stat atât pe frontul de est cât și pe frontul de vest. Un personaj deosebit. Mi-a făcut adesea mare plăcere să vorbesc cu dânsul, pentru că, deși avea o vârstă înaintată, 93 de ani, avea o memorie extraordinară și un simț al prezentului deosebit. Din păcate, s-a dus dintre noi. Da, a avut un destin fericit. Vă dați seama câți nu s-au mai întors de la vârsta de 20 de ani, când și-au pierdut viețile pe câmpurile de luptă, au căzut cu țărâna în gură atâția și atâția. El a fost dintre cei norocoși care au ajuns acasă și au
trăit tinerețea, maturitatea, bătrânețea. A fost pădurar după aceea, după ce a venit din război. Așa, bătrânețea, l-am văzut în numeroase ocazii, la depuneri de coroane cu diferite prilejuri, zile festive cu ceremonial militar. Ba și evocat aspecte din situațiile la care a participat. Din război. Din război, sigur că da. Un destin împlinit. L-am văzut cumva chiar în studio la dumneavoastră că avea o anumită tristețe în legătură cu prezentul pe care toți și l-ar fi dorit mai de țară, mai stăpână pe destinul ei, cu mai multă demnitate în lume, pentru care a existat, au existat generații care s-au jertfit. Da. Mergem mai departe, trecem oarecum... Nu e tocmai convenabil, dar trecem de la această știre mai puțin optimistă la momentul, să zicem, mai comic al acestei emisiuni. Avem un filmuleț, noi l-am intitulat așa generic, Povestea ouălor sparte în piața buzoiană, cu un cetățean așa desprins din Caragiale. Haide să vedem și acest material și apoi ne pregătim să închidem această emisiune. Este un bun, că l-am plătit. Uh-huh. Și câte ouă ați cumpărat? 30. Un platou. Și mi s-a dat 3. Când le-a băgat în plasă, s-a spart. Uite, s-a scăpat, că nu sunt... astea sunt de la ei. Nu-i ale mele. Platoul ăsta. Nu mi le-a dat spate. Când le-a pus, s-a dus drag cu toate. Cum? Deci mi le-a pus în platou. Am mai pus, uite, astea ce le vedeți. Da? Așa. Deci eu iau un platou. S-a făcut 3 platouri. Vrei? Fii verde. Vrei, nu mă agita că eu sunt deștept, vrei. Și după aia? A? Și după aia? După aia, când ne-a pus aici, eu s-a scăpat, că... Dacă le pui așa, nu se scapă. În loc să mi le pună într-o pungă, să spun acu. Bun, și nu, asta nu i-a spus, domnule, dar stați puțin, că mi-a spus adică... să știi ce înseamnă asta? Ai document? Ai document că le-a spart ea sau eu? Păi aici e o chestie delicată. Ne prusim unul la... Vrei, ascultă la mine. E niște chestii delicate aceea. Adică în momentul când le-ai pus așa, ai document cine să pune martor sau cine... Dar eu ți-l arăt așa. Pune-l în pungă. Dacă era punga, e un singur document. Televizionul acum, care e cel mai tare. Documentul real este unul. Punga și cu timbru care se plătește. Se documentează că mi l-a dat pe ăla. Eu n-am pe ăla. Uite, am plătit, dar pe bun. Da, așa e când mergi la piață într-o stare din asta mai euforică, nu constați că ai luat ouăle sparte sau, mă rog, constați pe parcurs, pe traseu că ouăle pe care le-ai cumpărat sunt sparte și apoi ce să faci? Vii la televiziune să reclami că ai ouăle sparte. Văd că v-a plăcut, domn profesor, acest filmuleț. Mi-ar plăcea de fiecare dată, nu, să încheiem emisiunea într-o notă din asta mai ușoară, mai comică. Da, până la urmă omul e de apreciat că nu făcea așa un caz mare, nu făcea o dramă. Cred că dacă avea telul la el, făcea și de o omletă mai mare, pentru că și așa era foarte bine dispus. Da, omul cumpărase, cum spunea, un platou de ouă, s-au făcut 3, între timp le-a pus în pungă. Nu, cine i-a dat, i-a pus mai multe cofraje ca să țină, să nu flambe. Zic că să se îndoie, dar nu l-a văzut că omul este mai vesel și nu și-a imaginat că la 2 pași le pierde. Da, și nu avea documentul, ați văzut ce spunea, n-ai documentul. Dacă n-ai documentul să dovedești, cine te crede că așa ai primit ouăle? Da. Sparte. Da, el se referea la modul de ambalare a mărfii, că dacă îi trăgea acolo cu... o rolă de adeziv, de scoci peste ele, le ambala frumos și îi punea și un bon de casă acolo, ar fi putut să le ducă întregi acasă sau să dovedească... Da. În toate există o învățătură, poate va fi învățat domnul nostru din pățania din urmă cu 2 zile. Mulțumesc frumos, domnul profesor, pentru prezența la emisiune. Mulțumesc de asemenea și celor care s-au uitat astăzi la Impact în Campus TV. Atât, rămâneți pe Campus TV peste 20 de minute, urmă
urmează jurnalul Campus TV de la ora 20. Colega mea Florin Arghir Popescu cu inginerul Viorel Constantinescu vis-a-vis de cutremure și starea imobilelor din municipiul nostru. Eu vă spun la revedere, o seară plăcută și un weekend asemenea.